Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi, emisiune de promovare electorală. Iată-ne din nou în studioul Capital TV, invitat de data aceasta este domnul Victor Tiberiu Stoica, candidat din partea Partidului Național Liberal la funcția de primar al Comunei Pui. Bună ziua, domnule Stoica, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Domnule Stoica, acum ce să zic, asta e o emisiune de promovare electorală, acolo scrie candidat PNL, dar dumneavoastră sunteți primar în funcție de vreo 20 de ani, cred că, sau 16 ani, de câți ani? De 20 de ani. De vreo 20 de ani, așa, și mai vreți un mandat. Puftiți? Mai vreți un mandat. De ce nu? Vă satură, doamne, de mandat de primărie. Lumesc cu dumneavoastră. Mă simt în putere și pot să spun că la ora actuală chiar cunosc foarte bine administrație și mă pot dezvolta mai bine decât celelalte mandate. Vorbiți-mi un pic despre primul mandat de primar. Cum a fost? Vă mai aduceți aminte? Un mandat de trecere la mandatul 2. Adică până v-ați obișnuit, până... Da, și era o perioadă 2000-2004 când fondurile europene nu erau guvernamentale, mai puține sau deloc, și de-abia reușeam să ne adunăm banii de salarii, un pic de iluminat public, reparare școlară pe câte niște drumuri și cam atât. Da, deci greu a fost atunci. Greu, dar parcă nu era atâta mizerie și este astăzi. O să vorbim și despre... Lumea era mai, nu știu, mai de omenie, așa într-un cuvânt. Aha, și între timp s-au schimbat lucrurile? S-a înrăit lumea. De ce? Ce face lumea? Dar în sensul adevărat al cuvântului. Nu se mai înțelege om cu om de cum altcineva. Nu știu unde o să ajunge cu starea asta de răutate și de invidie și de nemulțumire. De ce spun asta? Fiindcă am câțiva, nu mai sunt așa de tânăr ca să zic că ieri m-am născut și am trăit și mai de mult. Așa. Se muncea mult mai mult, se trăia mult mai greu ca astăzi. Azi nu se muncește aproape deloc sau pe aici colea și de trăi bine să trăiești bine. Și asta ce înseamnă? Că nu reușesc să-mi dau seama. Că spune, eu muncesc în sarochie, cel puțin în ultima vreme, și nu știu dacă trăiesc atât de bine. Ați vorbit la modul general, da. Eu vorbesc la modul general, da. Înțeles. Am înțeles. Dar spuneți și mie, cum se fac să muncesc mai puțin și să trăiesc foarte bine? Nu știu. Aveți vreo idee? Mă fac primar. E bine să fii primar? Dacă ești primar, muncești puțin și trăiești bine? Nu vă doresc să mai fiu. În 2000 aș mai urma calea asta. Serios? Serios. Doar pentru ce a ajuns lumea? Viața nu costă numai dintr-un grătar și să trăiți domn primar. Viața costă și din liniște sufletească și din multe alte lucruri. Păi bun, și postura asta nu mai prea ai. Și atunci, domn primar, dacă n-ați mai luat de la capăt, acum în 2020, de ce vă doriți încă un mandat? Fiindcă am pornit pe drumul ăsta și acum nu pot să dau înapoi, în sensul că am încă multe de făcut, am făcut multe lucruri și mai sunt multe de făcut. Și am, eu zic, expertiza necesară de a face în continuare. Da. Domn primar, eu știu că la dumneavoastră în comună, domn primar, domnule candidat, că... Da, e bine, nu. Nu, păi așa zice legea. Nu mă băt cu apă rece. Nu, așa zice legea, că da, dumneavoastră da, sunteți da. Impostură de candidat acum, corect, deci invitat corect. Ca și candidat. Ideea este următoarea. Eu știu că a dumneavoastră comună, respectiv Comuna Pui, e întinsă pe suprafață foarte mare. 23.000 de hectare. Nu știu câți kilometri pătrați înseamnă asta. 23.000 de hectare. Bun, tot nu știu cât înseamnă asta. Că nu mă pricep la asta cu hectarele și cu... Un hectar știu că e 100 de metri are, pe... Nu, un hectar are 10.000 de metri pătrați. Așa. Bun, de ce mare? E prima comună din județ ca întindere sau ca număr de locuitori, nu știu, că vă bateți dumneavoastră cu râul de mori acolo. Da, 10.000 cu 23.000 și vedeți cât e. Da. Dar e mare, ca da. Și comună. Ca câte sate aveți? Noi, ca suprafață, pe locul 2. Uh-huh. Ca mărime, ca populație, pe locul 1. Da.
Câte sate aveți? 12 localități. Deci 12 localități, da. Și unele dintre ele sunt pe coama dealului, erau greu accesibile. Eu știu că prin 2000, până nu de mult, oamenii urcau cu calul, cu măgarul, da. Ca da. Să ajungi. Eu mi-aduc aminte că am fost odată la un, mă rog, mă invitase cineva la un eveniment. Îmi scapă numele acum, dar dacă vă spun cum am ajuns, o să vă aduceți aminte. La Fidești, cred că domnul, nu știu, dar am trecut cu mașina prin apă, deci mergeam prin Albia Râului ca să urc undeva pe un deal. Unde era asta? La Fidești. La Fidești. Da. Acolo. Deci asta... Actualmente, acel drum și acea apă care mergeați dumneavoastră... Prin râu, efectiv, am mers cu mașina prin râu. Este istorie, fiindcă acum se gat mâine pe mine asfaltarea și un proiect foarte mare de aproximativ 2 milioane de euro. Diguirea aproape un kilometru de mal de apă, 6 poduri și 2,5 km de asfalt. Deci nu mai e... Asta vreau să spun, că cu câțiva ani, nu e de mult, mie nu mi se par mult, 10 ani, 12 ani. Am avut și probleme cu inundațiile în zona aia și... Da. Cum e acum, dacă nu plouă, e un fizicel de apă, aproape nesemnificativ, dar când vin torențe aia de pe... dealul și munții de 20-30 de mii de hectare, vă dați seama că ce se întâmplă. Da, și cu natura nu te pot spune. Niciodată. În cazul ăsta. Ce ați mai reușit să faceți în comuna Pui, care, așa cum spuneam, este întinsă pe o suprafață foarte mare și satele, unele dintre ele, sunt destul de răsfirate și nu tocmai accesibile unele dintre ele. Foarte greu, dar am încercat să facem în fiecare localitate câte ceva. Și în special, principala condiție au fost drumurile, ca să poată oamenii să meargă acasă cât mai bine. Bineînțeles că s-au realizat în decursul timpului alimentări cu apă, canalizare, cămine culturale modernizate și multe alte lucruri. Bun. Alimentare cu apă, canalizare. Vreau să vorbim un pic despre lucrurile astea mai în detaliu, dacă se poate. Deci presupunez de la un lucru. În 2000, când am ajuns în primar în Pui, nu era un metru liniar de asfalt. Adică era numai noroi? Dintr-o rețea de aproximativ vreo 200 de kilometri de drumuri. Atâtea avem în comună. Aici vorbesc de drumuri comunale, drumuri viginale, ulițe, străzi și alte categorii de drumuri. Actualmente, 45 de kilometri, 50, cred că avem de asfalt. Deci asta cam cât înseamnă? Cam cât la sută din suprafața comunei? Mă rog, din drumurile comunale? Da. Drumurile comunale sunt... Îți rezolvate toate. Da, aveați niște contracandidați care s-au dus ei să betoneze nu știu ce drum, să facă, să... Cine? Spuneți-mi și mie, în afară de bătrână, unde nu există contracandidați? Nu, nu, zic, s-au dus să betoneze niște drumuri, căci că le-ați lăsat aiurea. Cu raba și cu... Da, cu raba, cu sacul de ciment și așa mai departe. Unde, pe ce drum se întâmplă lucrul ăsta? La Ponor, exact, de la când s-a modernizat drumul național DN66, ei au asfaltat din drumul național o porțiune de vreo 10-15 metri spre sat. Așa. Și unde s-a oprit asfaltul lor și s-a minat cu anul nostru, acolo a fost o trecere de la unul la altul. A, deci acolo e problema. Și acolo s-a creat o mică groapă și trebuie să iasă oamenii cu ceva în față, nu? Păi nu știu, domn primar, că, domnul candidat, că dumneavoastră sunteți acolo, eu nu locuiesc în comună, deci dumneavoastră trebuie să știți ce... Eu v-am de răspuns la ce m-ați întrebat, nu? Păi da, dar zic contracandidații dumneavoastră că n-ați făcut nimic în comună, că nu se văd lucrurile astea, alea. Știți cum e? Asta este părerea lor. Păi ce o să zic acum, să mă laud de ei? V-ați ce găsit? Bun. Și atunci, haideți să le luăm pe rând. Apă și canal, în satele comunei. Unde? Deci avem apă în satele Hobița, Rubărbat, Pui, Galați, Ponor, Rușor, Băiești.
Când ați reușit introducerea? Poftim? Când ați făcut introducerea rețelei? Prima rețea a fost făcută pe Sapard în 2006. Cele patru localități, Prubărbat, Obița, Pui, Galați. Și ulterior am venit cu alt proiect, Ponorul. Și după aceea alimentarea la încă trei sate. Era un proiect aprobat și început în 2008, dar din lipsă de finanțare s-a făcut rețeaua și n-am primit banii la vremea respectivă. Am înțeles. Fiindcă banii se dădeau cum se dădeau. Și am reușit totuși ușor și Băieștiu să-i alimentăm din magistrala care merge la Hunedoara. E apă din retezat, apă bună, numai că e apă industrială, vorba vine. E apă din Rubărbat, apă super potabilă. Bun. Și la preții de semnificativ. A, deci prețurile sunt ale noastre, ale primăriei, ați predat-o către rețea, către operator? Nu, noi fiindcă noi am predat operatorului rețeaua. Deci ați predat-o către, de cine aparține? Apa Prod, Apa Serv? Apa Prod. Apa Prod, da, da. Bun. Domnule candidat, mă amuză exprimarea asta, dar mă rog, mai ales că vă și cunosc și am făcut împreună și emisiuni, alte emisiuni. De tot felul. De, da, în timpul, da, unde e legea nu-i tocmeală. Și atunci, ce ați făcut în comuna Pui, oamenii de acolo cred că știu și văd. Corect. Dar spuneți că aveți proiecte neterminate și că vă doriți să mai terminați ceea ce ați început deja. Da, da. Și atunci vin și vă întreb, zic eu, destul de pertinent, de ce ar trebui oamenii, locuitorii comunei Pui, cum se numesc ei? Puieni? Să mă aleagă. De ce ar trebui să mă aleagă? Da, de ce ar trebui să vă mai dau o dată un vot de încredere și să vă mai dau un mandat de primar? Mai ales că, na, o să aveți nevoie și pentru Consiliul Local, să aveți un Consiliul Local. Da. Deci, de ce? Deci, v-am spus de la începutul emisiunii, cred că sunt omul cel mai în măsură să continui activitatea în primărie și să duc la bun sfârșit proiectele începute și să dezvoltă altele, bineînțeles. Și să nu uităm că de 20 de ani, marea parte, 16 ani a fost numai în opoziție, care e un lucru destul de important. Bun, asta am înțeles. Aici cred că vreți să vă referiți la fonduri, nu? Dar nu mă refer la altceva. Adică 16 ani ați dus-o rău, dar totuși v-ați descurcat sau cum? Da, am încercat să... Și în general m-am descurcat cu proiecte europene, foarte multe, care e mult mai greu de implementat și de pus în practică. Ce proiecte europene ați avut acolo? Vreo 10-12 proiecte. Serios? Da. Care au privit ce? Primul pe Sapard. Eu am impresia că domnul primar se uită la mine, uite bă, și la asta cum mă întreabă, că parcă n-ar ști. Nu știu. Primul proiect pe Sapard. Da? Acea alimentare cu apă care v-am spus. Al doilea, un drum de exploatație agricolă. Așa. Bun, acum nu trebuie să mi le spuneți pe toate, dar în linii mari. Deci, și în mandatul actual am 7 proiecte. 7 proiecte? Da. În implementare sau... Da, unele terminate, altele în curs de terminare, altele momentan începute, fiindcă merge foarte greu cu afirul Timișoara, foarte, foarte greu. De ce, domnule? Adică, să vă dau un exemplu. Vă rog. Hârțogăria, într-un cuvânt, că cred că toată lumea știe ce înseamnă birocrație, hârțogărie. Da. Sau implementarea unui proiect, de la faza de pornire, de SF-ul, aprobare, licitație, până la faza de începere a lucrării, au durat mai mult de 3 ani jumate și execuția a durat 3 luni. Ceva genul ăsta. Și cred că ați spus totul. Păi ați spus totul, dar vedeți că eu nu înțeleg... Vedeți că... De ce nu credeți că... Sau de ce credeți că nu putem absorbi banii? Fiindcă ne punem singuri tal până la ce vrem să facem, sau piedică. Nu cred că regulile noi europene sunt așa de nu știu cum le facem noi. Fiindcă, dacă mă gândesc bine, ciclul care se încheie anul ăsta, a fost undeva alocat în României vreo 30 de miliarde.
Eu nu cred că 20 de miliarde, dacă s-au consumat 20, nu, vreo 15 probabil, da? Și atunci de ce? De ce crezi că polonezii au absorbit totul sau alții? Cei de la Uniunea Europeană vin cu niște reguli clare, cu câteva puncte importante, esențiale, care trebuie să le pui în practică. Noi avem de grijă, prin mecanismele bine concepute, să le multiplicăm. Adică să mai punem condiții la condiții. Și atunci dăm un aviz la aviz la aviz, dăm o autorizație la autorizație la autorizație, etc., etc., etc. Dar astea de ce? Există legislație în domeniul ăsta sau pur și simplu există anumite norme interne scoase știu, de cineva? Nu cunosc, că nu lucrez în sistemul lor. Da, că nu-mi dau seama, că știu că, de exemplu, ca să vă cumpărați nu știu ce chestie, trebuia un aviz de la mediu, da, care... Da, un bul de excavator, da, v-am mai spus o dată, parcă. Da. Un bul de excavator. Și atunci ce vă trebuia? Aviz de la mediu? Aviz de la mediu și sau de la, negație? De la DSV-ul și de la DSV-ul. A, nu, negația de la DSV și nu, de la ulterior, acel aviz s-a transformat în negație. Adică cum că nu vă trebuie. Da, dar nu trebuie de la început cerut, nu? Păi dacă nu-ți trebuie, de ce să-l ceri? Întrebați-i pe ce-i măsură. Nu, că e de arusul curcilor. Eu credeam acum că dacă... știu că nu mai trebuie duse proiectele la semnat la... unde? La ADR, parcă? La București. Nu, noi la AFIR. Sau la AFIR. Dar la una deci din nu, instituțiile astea... Deci nu, stați să înțelegem. Așa. Noi comunitățile locale, adică comunele, lucrăm cu AFIR-ul și la noi, la nivel național, se depun proiectele. A, deci nu adică, s-a schimbat nimic. În România, dau un exemplu, drumuri de exploatație agricolă au fost alocat o sumă de bani pentru, zice, 100 de proiecte, 150. Au fost 1000 de proiecte, dau un exemplu, din care 100 și ceva au fost câștigătoare. Restul, nu stăm bai. Pe când la municipii se alocă de la început o sumă destul de consistentă și ei trebuie să acopere prin proiecte acea sumă. E mult mai ușor. Da. Și atunci vorbim de zeci de milioane de euro, da, sunt și se pot face lucruri bune. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea comunei Pui în următorii 4 ani? Vreau să... Pe ce direcții? Chiar suntem în fața de a depune proiectele alimentare cu gaza comunei, care deja actualmente a făcut un parteneriat între 4 comunități locale. Vreau să am mai depus un proiect pentru elimina public de 1 milion de lei pe Agenția de Mediu. Vreau să asfaltez toate ulițele și drumurile, ce-o mai rămas din comunale, câte o părticică, și ulițele din comună. Vreau să termin acele lucrări neterminate, care din diferite motive, ba constructorul clacat la una, trebuie să o reluăm, ba acea alimentare cu apă care început în 2008. E ușor să vii să spui oamenilor, dar eu fiind de la un partid care din 2008-2009 n-a mai fost la putere, am primit banii cum i-am primit. Și actualmente, până în 2012, parcă am mai primit câte ceva, 13, de atunci nimic. Suma rămasă din acel proiect ca să termine lucrarea astăzi, nu se mai poate termina. Ministerul Dezvoltării nu alocă fonduri suplimentare pentru aceste lucrări. Și atunci trebuie să găsim alte posibilități financiare de a le termina. Da. E destul de complicat, dar ne ducem crucea până la capăt. Nu, nu mi-e frică că nu putem să le terminăm. Știți, e mult mai ușor să bagi de vie decât să faci ceva. Sau mult mai ușor e să faci cu bani mulți ceva și să faci ceva fără bani. Dar acum, cum zic eu, luna de campanie electorală, luna nebunilor, toată lumea se vede primar, consilier, toată lumea e toată lumea și așa mai departe. Asta este. Bun, dar la dumneavoastră pe listele electorale, da, se regăsește aceeași echipă de consilier pe care ați avut-o acum 4 ani? Cu câteva, adică la țară, acolo, lucrurile sunt, sunt altfel, poate, decât la oraș, deși nu cred că există diferențe foarte mari, pentru că orgolile sunt orgolii peste tot. Nu, dar de obicei, în orice, și atât în sport cât și la noi, o echipă care merge bine și câștigătoare nu se schimbă.
Păi da, și atunci mici excepții ce înseamnă? Mici excepții. M-au mai părăsit unii, alții? Au fost unii, doi, unul, doi candidați care, din diferite motive, n-au mai vrut să candideze. Așa. Sau alții care au schimbat eu de-a mai la coada listei. Așa. Cam ceva genul ăsta. Am înțeles. Vreau să vă întreb dacă dintre cei pe care i-ați avut alături de dumneavoastră la un moment dat, da, ați mai pierdut între timp pe drum? N-am pierdut pe nimeni. Păi, mandatul ăsta. Am înțeles. Am vă referiți la un... Mă la o persoană la care a fost un partid la noi, nu neapărat consilier. Da, mă refer la susținător, la persoana, da, care a fost, da, un care partid. A fost un partid și... și a ales altă cale. E dreptul lui. Cu dumneavoastră știu că se poate discuta liber și chiar dacă nu s-ar fi putut, tot mi-aș fi permis să discut liber. Dom'le, din câte știu eu acolo la Pui, la dumneavoastră, principalul contracandidat a fost foarte bun prieten cu dumneavoastră. A fost sau este, nu știu exact, că nu vă ține relațiile. Nu, a fost mai mult de... decât fratele meu, nu prieten. Fiindcă eu n-am avut frați și pe el am considerat ca prieten și ca fratele meu. Așa. Și nu vreau să o comentez. Dar văd că sunteți supărat sau vă afectează emoțional chestia asta. Nu m-am emoționat, nu m-am supărat, nu. Și a ales să meargă pe calea lui și asta e. Ce păi nu, da, culmea e că vă dați la geale acolo. Nu e primul om pe care l-am ajutat și îmi întorce spatele. Așa că e o modă la noi la România treaba asta. Ce vă surprinde chiar așa de mult? Acum, nu știu dacă ce să vă răspund la întrebarea asta, nici nu vreau să vă răspund la ea. Așa suntem noi românii. Ne devorăm unii pe alții. Și în special pe cei care îi ajuți, ghilimele, nu te lasă să mori. A, ea cu pe cine nu lași să mori, nu te lasă să trăiești? Nu mai contează. Am înțeles. Păi, bun, dar acum până la urmă e și dreptul omului de a candida. Da, dar nu am spus nimic, e dreptul lui, poți să candideze. Vom vedea după 27, care în percepția omului mai bine cotat. Da, dumneavoastră ați rupt relațiile de prietenie, de amiciție între timp, adică dumneavoastră reciproc. Acum facem campanie electorală. Îi facem campanie electorală. Sau vreți să intrăm în intimități? Păi câteodată în campanie electorală se intră și în intimități. Relații de prietenie n-au treabă cu nimic în comun cu campanie electorală. Asta vreau să știu, dacă ați rămas în continuare prieteni. Nu, e adevărat, nu mai avem niciun fel de relație, dar eu am vrut să fie așa, fiindcă am simțit că cei de lângă mine totdeauna au fost prieteni cu mine numai pentru interese. Am înțeles. E păcat că în politica strică prietenii, din păcate, mai ales între oameni care se vor cu coloană vertebrală. Domnule primar, cum simțiți, domnule candidat, cum simțiți dumneavoastră? Puteți să spuneți, nu mi se pare că încalc legea din punctul meu de vedere. Nu cred că contravine legea că spuneți domnule candidat de primar sau actualmente primar. Că e același, nu? Că e ceva legal. Domnul Stoica, că e mai simplu. Domnul Stoica. Spuneți domnul candidat de primar, da. Cum simțiți dumneavoastră pulsul la Pui? Dacă aș fi crezut că nu câștig, nu m-aș fi băgat în treaba asta. Deci sunteți convins că veți câștiga? Nu sunt 100% convins, dar mă bazez pe oamenii normali, mă bazez pe realizările mele și mă bazez pe lucrurile bine făcute, nu bine, neapărat bine făcute cum erau altundeva. Mm-hmm. Mă bazez pe ceea ce am făcut, ce vreau să fac și relațiile mele interumane cu un anumit segment din populație. Faceți campanie electorală, mergeți pe la oameni, le explicați proiectele noastre? Au fost, da, o mare parte din sate, mai avem câteva și... Și ce zice lumea? Ce zic oamenii? Eu consider că nu toți pot să fie fățarnici și pe unde am umblat am fost primiți foarte bine. Adică chiar zicea vicele și cu un consilier sau doi, ci domn primar, noi suntem în campanie sau vin la nuntă aici. Cum adică? Salon de idee. Cum adică? Adică ce? Adică am mers în curte la cineva, numai la cineva, la mulți alții. Ca la țară, așa, da. Am scos masa în curte, sticla de țuică pe masă și pare să bem un par de țuică. A, ca la țară, ca între ca prieteni. Ca o minie. Da, păi dacă era un dușman sau ăla, nu cred că te omenea, da? Sau să te primească așa de bine. Așa că cred că astea lucrurile astea spun totul. Am înțeles.
Nu că sunt optimist exagerat, dar sunt un optimist și un om care văd lucrurile cât mai aproape de realitate. Bun. Iar ceilalți contracandidați cu ce propuneri vin? Futuriste? Pentru comuna pui? V-aș juca să întrebați pe ei. Da, interesant. Eu nu sunt interesat de ce vreau ei să facă sau să spună. Nu mă băcați în sfera asta, că nu mă interesează. Eu vreau să duc crucea mea, ceea ce promit, să duc la bun sfârșit, că și până acum, mare parte ce am promis, m-am ținut de promisiune. Asta vreau să vă întreb, vă țineți de promisiune? Și, în general, am fost un om de cuvânt. Deci vă țineți de promisiune? Cea mai mare, da, cea mai mare calitate a unui om să duci și pierde cuvântul. În momentul când ți-ai pierdut cuvântul, ți-ai pierdut totul. Am înțeles. Vi s-a reproșat vreodată că n-ați îndeplinit o promisiune? În politică se reproșează multe. Dar în viața de zi cu zi? Dar dacă n-aș fi în politică sau să am funcția care am, nu cred că ar putea să reproșeze cineva ceva. Asta vreau să spun, în viața de zi cu zi. E de cazul că se umblă la familie, se umblă la intimitate, se umblă la lucruri care n-ar trebui să facă parte din problema electorală. Noi suntem toți, cum a spus dumneavoastră la început, candidați la funcția de primar, consilier, etc. Și trebuie să spunem oamenilor ceea ce am făcut eu, ei ceea ce n-am făcut și ce vreau să facem în continuare. Așa mi se pare corect. Așa ar trebui să, așa ar trebui să fie. Și păcat că legislația permite cu acel Facebook să murdărești un om din cap până în picioare și cum vrei și cum nu vrei și nu poți să-i faci nimic. Păi nu prea permite legislația anumite lucruri, dar mă rog, unii abuzează de ea. No, abuzează și știți cum e. Te tevălesc și să știți că toate aceste lucruri lasă urme. Adică vă afectează, adică denigrările urme, și astea? Asta un pic, bine, un pic. Te afectează, bineînțeles. Vă lasă un gust amar sau vă afectează, eu știu... Cred că mai mult decât un gust amar. Că sunt un tip puternic și robust și rezist, ai altceva. Dar să știți că dacă ar fi altcineva sau ar fi fost, poate clăca foarte ușor în condițiile astea. Da, acum știi cum e, când te duci la bătălie, mai ales că trăim în România și am fost obișnuiți atâta vreme cu tot felul de chestii de genul ăsta în timpul campaniilor electorale, trebuie să fii pregătit și pentru astfel de lucruri. Că... Nu știu, sunt unii oameni care n-au învățat nimic din cei 30 de ani de la Revoluție. Noi am schimbat dictatura cu democrație, părerea mea, falsă. Sau nu știu cum să-i spun. O democrație înseamnă litera și spiritul legii. Trebuie respectat, da? Pe lângă faptul că nu avem niște legi clare și precise, ne bălăcărim în tot felul de mizerii. Și atunci vrem să trăim mai bine, vrem să avem un nivel de trai mai bun? Greu. Greu. Credeți că nemții sunt chiar așa de disciplinați să țină ordine, disciplină, să fie curățenie. Nu, legea e foarte fermă și care, cum spunea cineva, cine mișcă, 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 nu? Adică eu te ia chitanța, îi dai amendă și cu asta basta. Îi dai azi, îi dai mâine, îi dai pe mine, până la un moment dat, nu? Păi și la noi de ce? La noi nu vrea nimeni să facă niște legi clare și precise. Sunt date niște legi la mai multe capete sau cu mai multe interpretări. Am înțeles. Și asta... Cred că au învățat și legiuitorii noștri exact de la judecători. Că și ei judecă în spiritul și litera legii, da? Sunt două lucruri diferite. Litera legii înseamnă legea propriu-zisă și spiritul cum crede de cuvință. Cred că nu suntem de partid ca politicieni. Da. Domnule Stoica, ne apropiem cu linii mari de finalul acestei emisiuni electorale. Aș vrea să vă mai întreb încă o dată, pentru că din câte știu eu postul nostru de televiziune se vede inclusiv în comuna noastră, să ne spuneți, să le spuneți celor pe care încă îi conduceți din punct de vedere al primăriei și așa mai departe, da, ce le transmiteți în acest moment și de ce trebuie să vă voteze cu atât pe dumneavoastră? Deci, primar, la cameră, ce vreau să le spun? În primul rând, să rămână aceiași oameni normali și
cum sunt de felul lor, să nu dea curs la aceste provocări și mizerii de pe Facebook și de pe alte mijloace de informare și să se gândească de 10 ori pe cine votează în sensul de a vota omul care îi reprezintă cel mai bine interesele. Am înțeles. Scurt și la obiect. Așa mi se pare corect. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc succes în alegeri. Și eu vă mulțumesc pentru discuția avută și tuturor numai bine. Doamne ajută! Stimați telespectatori, Victor Tiberiu Stoica, candidat pentru funcția de primar al Comunei Pui, a fost invitat la Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi, numai bine!